Bună ziua, oameni frumoși, bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea pentru luna februarie 2021. Etalare pentru zodia Balanță, ascendent lună în zodia Balanță. După cum știți, dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Bun, și acum haideți să vedem în primul și în primul rând care va fi energia întregii citiri, energia întregii luni. Și avem un 3 de bâte. Mulți dintre dumneavoastră vă veți face foarte multe planuri. Veți simți că aveți foarte multe lucruri în comun cu diverse persoane din jurul dumneavoastră, poate vreți să călătoriți sau poate chiar veți face anumite drumuri, dar cu toate acestea veți avea și o viziune mult mai clară asupra a ceea ce va urma în viața dumneavoastră. Puteți avea de-a face cu semne de foc, berbecleu, săgetător, aici vorbim chiar și de o promovare la locul de muncă, relații foarte bine închegate, mai ales acolo unde au existat probleme, un echilibru foarte frumos și din punct de vedere financiar, lucrurile se vor echilibra. Perspective noi, da? Planuri, grupuri de oameni cu care veți avea de-a face. Bun, și haideți să vedem etalarea propriu-zisă și vom începe cu prezentul și ce întărește acest prezent. Avem un cavaler de monede și un 4 de cupe. Unii dintre dumneavoastră veți primi o ofertă foarte serioasă sau sunteți foarte încrezători, parcă prindeți încredere într-o persoană, într-un proiect, în legătură cu o siguranță financiară, dar aici, din câte puteți observa, apare și o nemulțumire. Fie lucrurile nu decurg așa cum vă imaginați dumneavoastră, fie v-ați pus mari speranțe în lucrurile acestea pe care le-ați crezut foarte serioase, deși să știți că energia este una foarte bună. O altă nemulțumire ar fi aceea că lucrurile cam bat pasul pe loc. Nu se întâmplă mare lucru și lucrul acesta vă poate supăra. Puteți avea de-a face cu semne de pământ, aur, fecioară, capricorn, dar și cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Haideți să vedem ce vrea să vă transmită mai mult cavalerul de monede. Foarte multă competiție, poate agitație, poate stres în legătură cu anumite situații din viața dumneavoastră, de exemplu în dragoste poate fi vorba despre o rivalitate și nemulțumirea dumneavoastră este aceea că încercați din răsputeri să mulțumiți persoana iubită, adică să o faceți să nu-și dorească mai mult decât are în momentul actual. Poate vine cineva și vă cere scuze și nu veți accepta aceste scuze pentru că ați făcut destule pentru relația respectivă. Într-adevăr, văd în continuare semne de pământ, aur, fecioară, capricorn, dar și semne de foc, berbecleu, săgetător. În momentul în care dumneavoastră nu veți mai putea sau nu o să găsiți o soluție, nu știți ce să mai faceți dintr-un anumit punct, ori veți apela la cineva care o să vă ajute să aveți o viziune mult mai clară a lucrurilor, ori veți începe să plănuiți ceea ce aveți de făcut sau ceea ce vă doriți să faceți de acum încolo. Poate fi vorba de o stagnare în anumite relații sentimentale, la un loc de muncă, în legătură cu niște venituri. Da, v-ați pus mari speranțe că de acum lucrurile vor începe să progreseze, vor începe să vină spre dumneavoastră și întâmpinați o pauză. Să știți că este de scurtă durată, posibil ca unii dintre dumneavoastră să vă doriți foarte mult să vă schimbați un loc de muncă, în cazul în care nu vă mai convine locul actual, dacă aici constă nemulțumirea dumneavoastră. Într-o relație sentimentală, dacă nu mai comunicați cu persoana iubită, văd că sunteți foarte atenți la tot ce vine, la tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră și veți încerca să vă feriți de tot ce ar putea să vă creeze o neplăcere, o nemulțumire, o supărare. Poate vor veni și informații false, poate parcă aveți o persoană foarte vicleană în jurul dumneavoastră care vă stârnește un pic la scandal, sau vă agită foarte mult persoana respectivă. Haideți să vedem ce cunoașteți. Faptul că vă doriți foarte mult ori o discuție între patru ochi cu cineva, ori un contract nou.
Vreți să vă schimbați, vreți să schimbați ceva în viața dumneavoastră. Văd semne de apărat scorpion pești. Dacă vorbim de o relație de dragoste care nu a funcționat, văd că sunteți foarte hotărâți să vorbiți cu persoana respectivă, să vedeți ce aveți de făcut de acum încolo. Deși vă este foarte greu pentru că undeva în adâncul sufletului dumneavoastră simțiți presiune, simțiți că trebuie să lăsați ceva în urmă. Dacă vorbim de un contract de muncă, că vine ceva foarte promițător sau poate știți deja de acest lucru, doar că trebuie să vă rupeți de lucrurile actuale, de locul de muncă actual. Nu știți dacă să faceți acest lucru sau nu, pentru că aici vine cu o schimbare foarte mare. Fie să vă mutați în alt oraș, fie să vă mutați în altă țară, vorbim de o schimbare foarte mare. Dar pur și simplu să plecați undeva mai departe. Poate unii dintre dumneavoastră să vă întoarceți la rădăcini, să vă întoarceți în locurile natale, să locuiți acolo, să munciți acolo, să faceți schimbări foarte mari în viața dumneavoastră. Din punct de vedere al sănătății veți sta foarte bine, poate așteptați vreun copil, unii dintre dumneavoastră, sau vă doriți acest lucru, posibil. Haideți să vedem ce nu cunoașteți. Avem un 3 de monede. Nu știți faptul că lucrați foarte bine în echipă și faptul că aveți idei foarte bune, dar vă este foarte frică să, să le puneți în aplicare, să spuneți ceea ce gândiți. E o teamă persistentă aici la dumneavoastră, o neliniște profundă și în același timp un blocaj. Poate cineva o să dorească să vorbească cu dumneavoastră, dar pur și simplu dumneavoastră nu veți ști ce să-i spuneți acestei persoane, ce să-i transmiteți. Trebuie să fiți încrezători, da? Pentru că sunt lucruri care se așează în viața dumneavoastră. Văd și foarte multă ambiție, foarte multă speranță că lucrurile se vor îndrepta. Văd și semne de pământ, aur, fecioară, capricorn, semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Vorbim de o dragoste foarte mare. Aici tind să cred că vorbim și de relațiile de trio, care oricum nu funcționează în ritmul acesta. Atâta timp cât dumneavoastră aveți multe lucruri în comun cu o anumită persoană, chiar dacă această persoană este într-o relație sau chiar dacă dumneavoastră sunteți într-o relație, ceva o să vă unească, o să vă facă să fiți împreună de acum încolo. Pentru că este o dragoste foarte, foarte mare. Văd și întâlniri spre seară. În cazul în care nu ați mai comunicat cu o persoană foarte mult, de foarte mult timp, apar șanse, dar nu șanse, parcă se luminează calea, parcă se schimbă lucrurile în favoarea dumneavoastră, pentru că văd și foarte multă dragoste. Ceea ce faceți dumneavoastră în viața de zi cu zi, la locul de muncă, planurile pe care le aveți, ideile pe care le aveți, scopurile pe care le aveți, da? Toate vor fi duse la bun sfârșit atâta timp cât sunteți încrezători și atâta timp cât faceți totul cu multă pasiune, cu multă implicare, cu multă dragoste, exact cum faceți și aici. Vă vin niște sume de bani, dar unele sume vor fi un pic blocate, deci o să ajungă la dumneavoastră, dar un pic mai târziu, probabil undeva la sfârșitul lunii februarie sau undeva pe la mijlocul lunii februarie, poate așteptați niște bani de mai mult timp. Aceștia vor veni. Și foarte multă dragoste, se vor lămuri foarte multe lucruri. Ori o să întâlniți pe cineva, ori vă împăcați cu cineva, ori rezolvați un conflict, ori vedeți o cale mult mai bună într-o relație de trio. Haideți să vedem ce a fost în trecut. În trecut foarte multă energie, dar și impulsivitate. Drumuri, poate ați făcut niște drumuri la servici, în familie, da? Poate ați mers pe acasă. Văd că aveți de-a face, așa, ați avut de-a face cu semne de apă, rac, scorpion, pești, dar și cu semne de foc, verbec, leu, săgetător. Ați fost foarte mulțumiți, ați avut multe realizări. Cred că v-ați întors dintr-o călătorie sau ați mers undeva, poate ați plecat cu munca undeva, dar acolo unde sunteți, dacă ați venit sau dacă ați plecat, indiferent ce s-a întâmplat, în locul în care ați ajuns, este unul foarte bun, pentru că acolo este soluția, acolo se vor clarifica foarte multe lucruri și pe planul sentimental. De exemplu, dacă ați avut neînțelegeri cu persoana iubită și ați plecat să munciți în altă țară, o să vă dați seama că persoana respectivă nu poate trăi fără dumneavoastră, că este foarte dor și este foarte greu. Se vor realiza multe lucruri.
Dacă nu ați fost foarte încrezători în drumul acesta și până la urmă totuși l-ați făcut de dragul familiei, pentru că vă doriți o casă, vă doriți ceva, o stabilitate, o bucurie foarte mare, cu timpul vă dați seama că ați făcut foarte bine ceea ce ați făcut și că ați ales această cale. Asta a fost atunci, pentru că văd și ofertele, dar oricum ceva vă nemulțumește, nu este tocmai pe placul dumneavoastră. În viitorul apropiat, o săptămână, maxim două, avem un as de monede. Foarte mult succes pe toate planurile. Lucruri care se vor concretiza, lucruri foarte stabile și de lungă durată, care vin după o lungă așteptare. Cred că în două săptămâni se vor întâmpla toate lucrurile acestea. Dacă așteptați un răspuns, acesta va veni. Dacă așteptați o promovare, dacă așteptați o rezolvare, orice ați aștepta dumneavoastră, lucrurile acestea vor veni pentru că aveți noroc. Aveți noroc la bani, aveți noroc în muncă, primiți răspunsuri și pe planul sentimental. Da, văd că o femeie, indiferent dacă sunteți femei sau bărbați, o femeie vă este alături și vă ajută, foarte multă intimitate. Dar atenție că unii dintre dumneavoastră puteți avea un conflict cu o femeie. O femeie care parcă nu este mulțumită că dumneavoastră o duceți bine. Poate trebuie să luați și o decizie în legătură cu o situație, cu o persoană. Aici, dacă aveți de rezolvat niște acte, poate printr-o femeie, unii dintre dumneavoastră aveți de rezolvat aceste acte și vă agită așteptarea, pentru că parcă ar fi niște complicații acolo sau e vorba de o așteptare mai îndelungată, dar oricum ar fi, lucrurile acestea vor fi cu succes. Văd și o a doua șansă într-o poveste de dragoste care se poate termina poate cu o cununie religioasă sau o cununie civilă. Haideți totuși să mai văd o carte aici. Da, vorbim de foarte multă stabilitate, rezolvarea unui conflict, rezolvarea unor acte, a unui proces. Dacă vă gândiți la un proces, cred că trebuie să vă mai... cred că vor mai fi... două termene până când se va finaliza acest proces, posibil și lucrul acesta. Haideți să vedem cum sunteți dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți foarte visători și foarte gânditori. Exact cum vedem și în energia principală, aveți oarecare viziune asupra ceea ce va veni, a viitorului, pentru că sunteți foarte visători. Apare și o oarecare teamă așa dumneavoastră, ori nu reușiți să, ori seara vă gândiți foarte mult, Ori veți primi vizita unei persoane cunoscute, posibil să fie semn de apă, mai exact pești sau semne de foc, berbec leu săgetător. Niște vești văd că vor veni la dumneavoastră sau sunteți foarte curioși să aflați anumite lucruri, strategii, cum să cuceriți pe cineva, cum să vă împăcați cu cineva, cum să câștigați mai bine la locul de muncă, ce ar trebui să faceți. Un cunoscut, o persoană cunoscută vă va dezvălui ceva de care o să vă ajutați să scăpați de aceste gânduri și aduce foarte multă stabilitate. Aici vorbim și de chestiuni de zi cu zi, oricând se poate întâmpla acest lucru. Cum vă văd ceilalți? Ceilalți vă văd foarte obosiți, vă văd stresați, epuizați și fizic și psihic, dar cu multe speranțe și cu multe vise. Văd semne de foc, berbec, leu, săgetător și semnul zodiacal vărsător. După cum puteți observa, aveți foarte multe bâte, ceea ce înseamnă că veți pune foarte mult accent pe energie, pe acțiuni, de a face, de a rezolva, de a merge, de a lua și așa mai departe. Deci sunteți foarte porniți să faceți multe lucruri și drumuri, după cum puteți vedea în energia principală. Da, și pe lângă acestea, oamenii din jur, vă văd și niște persoane foarte experimentate, care după foarte multă muncă, după foarte multă trudă, în sfârșit vă odihniți un pic sau sunteți potriviți de a da sfaturi altor persoane. Dacă sunteți părinți, sunteți foarte apreciați de oamenii din jur, de modul cum vă creșteți copiii, de modul în care aveți grijă de ei. Poate unii dintre dumneavoastră sunteți educatori, profesori și aici să aveți o admirație din partea părinților pentru eforturile pe care le faceți pentru copiii lor. Poate fi și acest lucru. Dacă vorbim de muncă,
Într-adevăr, munceți foarte mult, dar și oamenii din jur observă ambiția dumneavoastră, scopul pe care le aveți, scopul bine întemeiat. Și în momentul în care veți ajunge într-un punct, vreți să începeți probabil ceva pe cont propriu la muncă. Oricum, sunteți foarte admirați de oamenii din jur. Haideți să vedem ce vă doriți sau ce posibilă frică aveți. Nu este vorba de o dorință, da? Să încheiați un capitol din viața dumneavoastră, să duceți la bun sfârșit un proiect, un plan, să fiți împliniți din punct de vedere sentimental. Vă doriți totul, dar ca să aveți acest tot, trebuie să faceți unele schimbări de care vă este foarte teamă. Schimbări care sunt foarte necesare. Puteți avea de-a face și cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar sunteți foarte temători că pierdeți, văd că pierdeți o dragoste, că pierdeți reputația. Vă este frică de încercări, de a nu fi trași în jos de oamenii din jur, de a nu vă mărturisi dragostea cuiva pentru că nu știți ce simte pentru dumneavoastră și vă este frică ca nu cumva să nu vă răspundă la sentimente. Vedeți că aveți o intuiție foarte bună și chiar dacă sunt persoane în jurul dumneavoastră care vor încerca să vă provoace un gol, o pierdere, de orice fel ar fi aceasta, dumneavoastră sunteți cu un pas înaintea lor. Da, și puteți rezolva. Puteți, nu știu, pot fi și niște nopți nedormite, vă chinuiți dumneavoastră foarte mult sau vă gândiți în exces la faptul că cineva vă poate face rău prin magie, poate, sau prin diverse lucruri. Văd că întâmpinați anumite neplăceri, dar pe care le veți depăși. Sunt fricile dumneavoastră, să știți. Iar deznodământul, ce va fi până la sfârșitul lunii februarie, văd o dezamăgire. Vă uitați mult prea mult în trecut și suferiți pentru ceea ce a fost, cu toate că ar trebui să vă uitați la ceea ce va veni în viața dumneavoastră. Da, pentru că se repetă și patrule de cupe din prezent. Nemulțumire, o nemulțumire, o supărare. Nu ajungeți acolo unde vă doriți dumneavoastră. Nu obțineți ceea ce vă doriți. Nu vă mai simțiți bine din punct de vedere emoțional. Și asta din cauză că unii dintre dumneavoastră trebuie să faceți o alegere. Aveți opțiuni și trebuie să faceți ceva. Nu veți accepta oferte de dragoste, oferte de muncă, tot ce vine și pe planul financiar sau în orice chestiune a vieții dumneavoastră, da? Nu veți accepta ceva care vă nemulțumește. Văd că veți lăsa trecutul în urmă. Veți fi un pic mai încrezători. Spuneți că ce a fost, a fost, asta e. Pentru că aici sunteți la o răscruce de drumuri, da? Între a fi supărați și dezamăgiți de ceea ce nu mai aveți în viața dumneavoastră sau de a avea totul, de a avea mult, mult din tot. Mult în dragoste, mult financiar, mult în muncă și așa mai departe. Contează foarte mult ceea ce veți alege dumneavoastră aici. Dacă vă veți lăsa conduși de emoții, da, și veți cădea în supărarea aceasta sau veți lua o decizie bruscă, chiar dacă asta înseamnă să rupeți niște prietenii, să renunțați la niște oameni în favoarea dumneavoastră sau spre binele dumneavoastră. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!